Tradiție, disciplină, patriotism, familie, prestanță, onoare, evoluție, curaj, camaraderie. Jandarmeria Română, de 165 de ani pentru România. Zi importantă pentru 7 jandarmi giurgiuveni. În cadrul unei acțiuni dedicate Zilei Jandarmeriei Române, 3 ofițeri și 4 subofițeri, care s-au evidențiat prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, au fost avansați în gradul militar următor. Ceremonia a început cu mesajul adresat jandarmilor de către ministrul al afacerilor interne, Gabriel Oprea, mesaj prezentat de șeful jandarmilor din Giurgiu. Am încredere că prin fermitatea cu care vă caracterizează, veți reuși să fiți și pe viitor un garant al ordinii constituționale, al democrației și al drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Cu ocazia Jandarmeriei Române, vă adresez gândurile mele de bine și vă rog să primiți cele mai sincere urări de sănătate, putere de muncă și realizări în plan personal și profesional. A avut loc apoi festivitatea de înmânare a noilor grade. Servesc patria a fost răspunsul celor care au primit noi epoleți. La gradul militar de locotenent colonel, Maior Vicol Trean Urbean. Felicitări! La gradul militar de Maior, Capitan Bărdăune Maia. Felicitări! Anul acesta, Jandarmeria Română împlinește 165 de ani de la înființare. Arma jandarmeriei a fost întemeiată de domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica prin semnarea legiuirii pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi, la 3 aprilie 1850, moment care marchează nașterea Jandarmeriei Române. Tradiție, disciplină, patriotism, familie, prestanță, onoare, evoluție, curaj, camaraderie. Jandarmeria Română, de 165 de ani pentru România.